după unii sociologi, eu nu-s de meserie, a comparat turul 1 cu turul 2, nu e concludent. Nu, spun câți au votat. De cifre, de votanți. Câți au votat votanților, nu de opțiuni. Okay. Încercam să răspund pe convingerea mea, luând și alte informații și cifre. Se pare că e o participare interesantă pe segmente, în special de vârstă și de pregătire, cu o creștere la populația de pregătire medie și înaltă și cu o creștere foarte interesantă la populația tânără și foarte în vârstă. Asta îmi spune că e vorba de voturi foarte motivate, că ies din expectativă pături sau eșaloane din zonele mai placide ale populației, în special tineretul și cei cu pregătire superioară, și așteptăm în continuare cu interes. Iată informații de la Ministerul de Interne despre situația desfășurării turului 2.